La acest capitol avem susținerea Uniunii Europene și în Găgăuzia. Exact. Am fost acolo de multe ori, am văzut proiecte implementate. Ce se întâmplă acum când au loc alegerile în Găgăuzia? Avem doi candidați, unul susținut și membru al Partidului Șor și altul susținut de Partidul Socialiștilor. Într-adevăr, deci Găgăuzia este regiunea care a primit cea mai mare finanțare per cap de locuitori din partea Uniunii Europene din toată Republica Moldova. În același timp, Găgăuzia este o regiune predominant pro-rusă cu votanți care susțin candidați ce promovează această retorică favorabilă în raport cu Federația Rusă de susținere, de dialog, de parteneriat cu Rusia. Problema care este aici și ea nu este una nouă Well, este vizibilă de peste 30 de ani în Republica Moldova, ține de faptul că în Găgăuzia, în continuare, sursele de dezinformare, de manipulare sunt active, mass media locală, mass media sau sursele de portaluri de mass media care operează în limba rusă în Republica Moldova și care sunt finanțate din surse obscure, dar și anumiți lideri locali, sunt astăzi, acești sunt astăzi promotorii Acestei campanii de dezinformare, de uh, manipulare în regiunea Găgăuză. În același timp. Uh în regiunea Găgăuză, să nu uităm că conform principiilor de funcționare a autonomiei, actuala guvernare și în general guvernul de la Chișinău are puține instrumente de intervenție pentru a mai scădea din impactul acestor surse de dezinformare, de manipulare și așa mai departe. Da, dar când e vorba de partidele politice, există o legislație electorală care trebuie respectată. Votanții nu trebuie cumpărați Exact. Și trebuie um, folosite sumele de bani anunțate în de acord. raport și nici de cum sume mai mari de bani, cum există suspiciuni în legătură cu anumite partide. În același timp, să nu uităm că Comisia Electorală Centrală din Gagauzia este diferită de Comisia Electorală Centrală de la Chișinău. Deci există un organ separat care activează acolo în Găgăuzea, cu oameni care vin din autonomie, funcționari locali și care, din câte vedem, sunt mai puțini activi pe dimensiunea combaterii acestor acte de corupere alegătorilor în regiune într-adevăr, probabil se cerea uh, mai multă uh, intervenție, mai multă uh, determinare din partea acestor uh, acestei instituții pentru ca uh, toate aceste acte de corupere vizibile cu ochiul liber să nu se întâmple și totodată mai multă comunicare din partea acestei instituții. Deci eu nu am văzut cehul din Găgăuzia să iasă să comunice public despre modul în care s-a desfășurat campania electorală de acolo despre uh, organizarea alegerilor lor despre anumite uh, uh, sancțiuni care au fost aplicate pentru uh, concurență electorală din regiune. Deci toate aceste lucruri pur și simplu nu sunt cunoscute publicului, dar ceea ce am văzut noi este clar o, uh, un spectacol de prost gust.